Anul trecut, Comisia Europeană a decis inițierea unei proceduri de infringement împotriva României și altor 5 state UE din cauza problemelor legate de gestionarea deșeurilor. Comisia a trimis prin urmare scrisori oficiale de punere în întârziere, inclusiv României, în vederea remedierii deficiențelor în transpunerea Directivei 2008/98/EC privind deșeurile. Dar dacă la finalul tuturor etapelor, răspunsuri din partea statelor vizate, alte notificări din partea Comisiei Europene, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, procese și așa mai departe, se constată neîndeplinirea cerințelor stabilite prin tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele în cauză pot fi amendate cu câteva sute de mii de euro pe zi, până la adoptarea măsurilor de respectare a legislației comunitare. Adică, din buzunarul contribuabilului, statul român va plăti lunar peste 5 milioane de euro. Și nu sunt vorbe goale. În anul 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a obligat România la plata unei sume forfetare de 1,5 milioane de euro și a unei penalități cu titlu combinatoriu de 600 de euro per depozit de deșeuri și per zi de întârziere pentru cele 31 de situri neautorizate pentru exploatare, adică aproape 7 milioane de euro pe an. Cu toate acestea, în timp ce românul plătește din greu și din propriul buzunar amenzile date de Uniunea Europeană, una din cele mai profitabile afaceri din țară este cea a administrării gropilor de gunoi. Acele mormane de gunoaie, focare de infecție, care pentru unii sunt mină de aur. Rețeta este una simplă, multă indolență a administratorilor gropilor de gunoi, nepăsare vecină cu impotența de a acționa a organelor de cercetare penală, administrații publice prea slabe pentru a pune piciorul în prag, la fără de legile din zona munților de gunoaie și o justiție ale cărei căi sunt cu adevărat misterioase. În tot acest hățiș, demn de o junglă, în care supraviețuiește doar cel care este mai viclean și mai sălbatic, astăzi vom analiza situația scandaloasă a deșeurilor de la Sighișoara și întortocheatele acțiuni cu iz penal ale celor de la Schuster Ecosal SRL, administratorul depozitului de deșeuri, unde se depozita o mare parte din deșeurile mureșene. Pentru a înțelege perversele mecanisme de funcționare ale Schuster Ecosal SRL, trebuie să înțelegem că la un depozit de deșeuri, cheia este înălțimea muntelui de gunoaie, înălțime care anterior a fost aprobată de Agenția de Mediu Mureș. Astfel, dacă ajungi la înălțimea aprobată, stop joc, nu mai poți depozita deșeuri. Dacă te afli sub înălțimea aprobată, jocul continuă. Întrebarea este, ce faci când ajungi la înălțimea aprobată, dar vrei să depozitezi mai departe, adică să încalci legea? Simplu, scazi din înălțime. Cum? Incendiile. Potrivit celor de la ISU Mureș, în perioada 2019-2022 au avut loc la groapa inflamabilă administrată de Societatea Schuster Ecosal SRL, administrată de Andreescu Strava Maria, 86 de incendii, iar focul izbucnește de cele mai multe ori tocmai sâmbătă și mai ales noaptea, când paznicii dorm sau sunt neatenți. Iar până la observarea focului și sosirea pompierilor, ard tone de deșeuri depozitate legal sau ilegal, adică muntele de gunoi scade cu câțiva metri, permițând ulterior să se depoziteze din nou deșeuri. Și pentru a vă da seama cum se traduc aceste incendii în milioane de lei, vă invităm la un mic calcul matematic. Cum cei de la Schuster se ocupă de colectarea și depozitarea deșeurilor adunate din mai multe județe, zilnic la groapa de gunoi soseau în jur de 30 de mașini pline cu 25-30 de tone de deșeuri. Ori la prețul de 200 de lei plus TVA pentru tona depozitată, zilnic pe rampa de gunoi intrau câte 35.000 de euro, adică peste 1.000.000 de euro lunar. Dați-vă dumneavoastră seama ce sume se învârt în afacerile cu deșeuri. La asemenea cifre, normal că principala preocupare e continuarea jocului la infinit, adică incendierea periodică a rampei pentru menținerea sub cota de înălțime impusă de Agenția de Mediu. Numai că în această siluire continuă a legii, după zecile de incendii, Garda de Mediu a avertizat firma Schuster Ecosal să nu mai permită în incintă accesul persoanelor străine și să întărească paza, aspecte de care administratorului Maria Strava Andreescu nu i-a păsat. Astfel că cei de la Garda de Mediu au trecut la impunerea unui termen limită de 60 de zile pentru rezolvarea problemelor. Și, din nou, administratorului firmei Schuster Strava Andreescu nu i-a apăsat deloc. În aceste condiții au intervenit cei de la Agenția de Mediu, care au suspendat activitatea de depozitare și au ridicat autorizația de mediu prin decizia 10.681. Reacția celor de la Garda de Mediu nu a fost deloc una întâmplătoare.
Muntele de deșeuri trebuind să aibă, potrivit autorizației, 20 de metri înălțime, iar toate informațiile furnizate de firmă arătau depășiri minime. Numai că într-o bună zi, comisarul șef de la Garda de Mediu, Ana Maria Secheli, a verificat cu topograful instituției, iar diferența era de aproape 14 metri. Ceea ce se traduce în mii de tone pe zi în plus, adică zeci de milioane de lei în plus pentru cei de la Schuster. Pentru depozitul de deșeuri nepericulate Sighișoara, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a emis autorizația integrată de mediu în anul 2018. Ulterior, acest act de reglementare a fost actualizat în 17 mai 2021. După actualizarea autorizației integrate de mediu, la scurt timp am constatat că nu sunt respectate prevederile actului de reglementare emis și prin urmare am emis o notificare prealabilă, practic o adresă cu măsuri, termene de realizat pentru conformare. Asta s-a întâmplat în 2 iunie 2021. Având în vedere că operatorul de instalație nu a realizat măsurile impuse, s-a trecut la suspendarea autorizației integrate. Și mai departe? Decizia de suspendare a fost emisă în 23 august 2021. Mai departe, operatorul nerealizând măsurile, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a anulat autorizația integrată de mediu, prin decizie în 10 septembrie 2021. Titularul, anul trecut, mai exact în 5 octombrie, a solicitat emiterea autorizației integrate pentru celula 3, în baza unui formular de solicitare și raport de amplasament, care a stat la baza emiterii autorizației integrate în 2018. Bineînțeles că pe baza unei asemenea documentații și ținând cont că celula a fost plină, deci nu aveai unde să mai depozitezi deșeuri, i-am returnat documentația și le-am specificat clar că o autorizație integrată de mediu pentru celula 3 nu poate fi emisă. De asemenea, pentru celula 4, tot Schuster a solicitat un acord de mediu în februarie 2021. Având în vedere dimensiunea proiectului, am solicitat un raport privind impact asupra mediului, studiul de mediu ce a fost supus dezbaterii publice și având în vedere observațiile transmise de public pe parcursul procedurii de reglementare, precum și punctele de vedere primite de la autorități, am solicitat o serie de completări, inclusiv dovada închiderii celulei 3. Și până în prezent, Schusterul nu a depus aceste completări. Practic, închiderea nu s-a făcut la celula 3, cum de altfel nu s-a făcut nici pentru celulele 1 și 2, și ca atare un acord de mediu pentru celula 4 nu poate fi emis. Am înțeles. Dar Schusterul nu a avut multe probleme cu amenzi la Garda de Mediu privind... Asta vă poate spune instituția abilitată, deci în speță Garda de Mediu. Am înțeles. Dar celula 1 și 2 aparțin de primăria Sighișoara, iar celula 3 de Schuster. Schuster ar trebui să ceară niște obligații de mediu pentru închidere, dar nu a făcut-o, nu? Nu a făcut-o. Deci noi am solicitat clar dovada închiderii celulei 3. Și pentru asta, da, trebuia depusă solicitare pentru obligații de mediu și ulterior o solicitare pentru acord de mediu pentru închidere. Nici o solicitare nu a fost depusă. Schuster Ecosal a atacat în instanță decizia de anulare a autorizației integrate de mediu și ulterior curtea de apel a respins ca nefondat recursul formulat de Schuster, astfel că decizia de anulare a autorizației integrate a fost menținută. Deci ne-a dat câștig de cauză. Când ați câștigat la curtea de apel? În 22 iunie 2023.
inspectorii Gărzii de Mediu au formulat 3 sesizări penale în ceea ce privește societatea Schuster Ecosal SRL și au aplicat amenzi de aproape jumătate de milion de lei pentru Schuster Ecosal. Mai mult, la nivelul parchetului de pe lângă judecătoria Sighișoara sunt în lucru 8 dosare penale in rem pentru distrugere din culpă raportat la zecile de incendii ce au mistuit sute de tone depozitate legal sau ilegal la groapa de gunoi Schuster și au făcut loc pentru alte sute de tone de gunoaie depozitate legal sau ilegal. Adică se cercetează fapta fără a exista vreun făptuitor. Se cercetează la nesfârșit, organele de cercetare penală dând dovadă de o mare impotență profesională. De asemenea, firma Schuster și-a întins tentacolele chiar până la Bălăușeri, unde funcționa o groapă de transfer a deșeurilor. Și, deși normal era strict transferul deșeurilor de la Sighișoara, la groapa respectivă de gunoi au fost observate depozitări în toată regula a unor deșeuri din județul Cluj. Chiar primarul comunei, surprinzând un asemenea transport ciudat și anunțând garda de mediu. Numai că între timp pe fostul edil a lovit amnezia și acum nu-și mai amintește detalii. Mai mult, în mediile apropiate afacerilor cu gunoaie se spune că evaziunea fiscală este la ea acasă la gropile de gunoi, încasările ilegale fiind în medie de 10.000 de euro zilnic. Și la câtă grijă aveau cei de la Schuster să li se aprindă muntele de gunoaie lunar, zvonurile de mai sus se apropie deja de adevăr. Numai că pentru cei de la NAF toate cele de mai sus nu există și nici pentru procurorii noștri nu pare de interes. Și cum organele abilitate nu au auzit de celebra expresie follow the money, iată le face treaba presa și le desenează rețeta prin care în decurs de câțiva ani s-a creat un imperiu de 10-15 milioane de euro. Începând cu anul 2019, deșeuri din zona Turda și Aiuda au ajuns la negru, la stația de transfer de la Bălăușeri, undeva la 40-50 de tone zilnic. Spunem la negru pentru că în acest timp stația de transfer de la Bălăușeri ar fi trebuit să fie folosită de Schuster pentru depozitarea deșeurilor colectate din zona limitrofă a Sighișoarei, spre exemplu Iernut sau Mediaș, în urma contractelor pe care Schuster le avea cu primările amintite anterior. Numai că administratorul Schuster Ecosal, Maria Strava Andreescu, a găsit o metodă să împace și capra și varza. Cum deșeurile de la Turda nu aveau ce căuta la Bălăușeri, unde trebuiau depozitate deșeurile de la Iernut, Schuster, ca în filmele cu gangster, trimitea antemergători la transporturile de la Turda și Aiud și le dirija în rampa de la Bălăușeri, unde se descărca contraband cash. Acolo se livra bon la cântar, dar cantitățile de pe bonuri erau facturate către primăriile cu care Schuster avea contract, gen Iernut sau Mediaș. Iar deșeurile de la Iernut sau Mediaș ajungeau la Sighișoara. În paranteză fie spus, acum înțelegeți de ce era nevoie lunar să se aprindă rampa de la Sighișoara? Să se piardă urma deșeurilor care nu ar fi avut ce căuta acolo. O cunosc pe Maria Străvac de când colabora firma privată la care eram angajat. Ducem deșeurile menajere din Turda la Bălăușeri plus la Sighișoara, cel mai mult la Sighișoara s-au dus, dar tot timpul se incendia rampa sau lua foc și ducem la Bălăușeri, unde normal ne dădea niște ore la care să ajungem, că nu știu cât era de ilegal să se descarce la Bălăușeri. Am fost când am dus o lună jumate cu camioanele proprii de gunoi menajer, dar în același timp tot timpul ducem și cu firme care erau plătite de transport, gen bilic. Intrau mai greu acolo, dar se ducea tot timpul, un timp de un an jumate, doi exact, nu mi-amintesc data cu tare și data cu tare. Cred că s-au făcut și ilegalități pentru că actele se trimiteau înapoi la Turda. Tot timpul. Ce duceau șoferii, vineau înapoi cu ele și după aia se dădeau alte acte. Care erau trimise pe anumiți șoferi, în plicuri și se schimbau actele. Pentru că normal sunt, cine vrea să vadă, sunt dovezi pe GPS-uri la mașini, pe foi de parcurs care nu s-au distrus din noroc sau cum vrem să o luăm, nu sunt distruse, sunt foi de parcurs, semnate de șoferi și care pot zice și ei unde au fost, când au fost. Revenind la Bălăușeri, cărăușii de deșeuri de la Turda sau Aiud primeau documentele înapoi doar după ce plăteau cash.
Și bineînțeles, documentele se făceau pe 10-20% din deșeurile depozitate la Sighișoara, dar normal se plătea cash pentru întreaga cantitate. Iar apoi Schuster factura către primările din Iernut sau Mediaș cantitățile primite de la Turda și Aiud, ca fiind cantități ridicate de pe raza respectivelor primării. Odată încasa cash, iar apoi încasa de la primării, în timp ce deșeurile dispăreau prin foc pe rampa de la Sighișoara. Privale Ecologic Service S.A. era una din firmele care transporta deșeuri din Turda spre Bălăușeri. Patronul acesteia a decedat acum un an și ceva, dar înainte de a pleca de pe această lume a dorit să își lase afacerile în bună regulă și a dorit să plece cu inima curată. Așa că multe a avut de povestit. Paradoxal este însă faptul că nu procurorilor, pentru că aceștia atâta l-au amânat la audier până bietul om a murit. Întreaga rețetă de făcut milioane de euro este atent documentată cu documente și trasee. Există chiar și agende cu cine, când, cât și unde a transportat. Dar să fie vreun procuror curajos interesat de această speță? Asta întrucât, așa cum spuneam, documentele nu s-au pierdut. Nu s-au pierdut nici înregistrările GPS ale transportatorilor care dovedesc când și unde s-a transportat. Degeaba administratorul Schuster Ecosal Maria Strava Andreescu își liniștește acoliții că datele de pe sistemele GPS au fost șterse. Nu este chiar așa. Acestea au fost doar arhivate, nu șterse, așadar ele există. Și totuși, de unde o asemenea indolență a celor de la Schuster? Bineînțeles că noi nu credem zvonurile că au relații în justiție și vor câștiga toate procesele sau măcar vor trage de timp până la Paștele Cailor. Și nici zvonul că un judecător de la Tribunalul Specializat Mureș are mari relații de amiciție cu administratorul firmei Schuster, Maria Strava. Pe Maria Strava am cunoscut-o, în trecut am avut relații comerciale cu dânsa, cu ceva timp în urmă m-a contactat la telefon, a spus că vrea să se întâlnească cu mine, vrea să mă roage ceva pentru că e important să vorbească personal cu mine. M-a contactat de mai multe ori telefonic spunând că e important să-i spun dânsei unde sunt, că e pe drum cu domnul Silviu și dacă trebuie vine la Satu Mare. Eu atunci am spus că sunt plecată din țară, sunt în Ungaria. Dânsa a spus că nu contează, vine și acolo. Eu i-am spus dânsei că nu am ce discuta cu dânsa, atunci a spus că numai așa o să-mi văd banii dacă sunt de partea dânsei, pentru că dumneaei are relații în justiție, la instituțiile de stat, de la Târgu Mureș. Și apropo de justiție, tocmai ce ne-am amintit că la finele anului trecut Consiliul Superior al Magistraturii l-a sancționat cu retrogradarea din gradul profesional de curte de apel în gradul profesional de tribunal și continuarea activității la Tribunalul Specializat Mureș pe judecătorul sindic Florin Lupașcu de la Tribunalul Specializat Mureș. La momentul începerii cercetării disciplinare a judecătorului Florin Lupașcu au fost identificate 298 de hotărâri judecătorești în care era depășit termenul legal de redactare, iar la finalul cercetării disciplinare numărul acestora scăzuse la 293. De asemenea, în anumite cazuri înregistrate au fost chiar și de 835 de zile. Revenind la Schuster și la potențialele sale tentacule întinse până în inima justiției, Schuster Ecosal a reușit performanța ca dintr-un tun să ne norocească două firme, iar justiția oarbă și mult prea legată la ochi nu vede absolut nimic. Concret, în data de 25.3.2023, Tribunalul Specializat Cluj a permis accederea la masa creditorilor a unei societăți, Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., care potrivit legii nu avea ce să caute Schuster Ecosal S.R.L. Contractul invocat de Schuster Ecosal S.R.L. este unul din care Compania de Salubritate Câmpia Turzii nu face parte, acel contract fiind încheiat între Schuster Ecosal S.R.L. și Dan Dantur Construct S.R.L. Iar Schuster Ecosal Sighișoara a facturat aproape 1 milion de lei către Dan Dantur Construct pentru servicii de depozitare a deșeurilor pe o rampă care nu a avut autorizație de mediu. Concret, între cele două societăți comerciale s-au desfășurat în intervalul 20.05.2020 și 31.08.2021 raporturi profesionale având ca obiect în principal preluarea și depozitarea deșeurilor menajere. Aceste raporturi au fost legiferate atât printr-un contract de prestări servicii, cât și prin 3 acte adiționale semnate între 2020 și 2021. Valoarea totală a facturilor emise de Schuster Ecosal
către Dan Dantur Construct a fost de 1.979.248,70 lei. Însă din această sumă, numai puțin de 949.182,8 lei au fost emise în perioada 28.02.2021, 31.08.2021, când Schuster Ecosal nu avea autorizație de mediu pentru administrarea rampei de deșeuri de la Sighișoara. Și pentru a elimina orice suspiciuni, Schuster Ecosal știa încă din 24 februarie că nu mai avea autorizație de mediu. Cei de la Ecosal, înștiințând primăria Sighișoara despre acest lucru și cerându-le să le aprobe o mărire a tarifului practicat pentru a putea depozita deșeurile la Sân Paul. Numai că cei de la Schuster nu au vrut să anunțe despre acest lucru și partenerii, în speță Dan Dantur Construct, cărora le-au facturat servicii pentru următoarele 6 luni. Ce caută în această ecuație compania de salubritate Câmpia Turzii? O parte însemnată din acele servicii de preluare și depozitare deșeuri menajere pe care, conform contractului, Schuster Ecosal le presta pentru Dan Dantur Construct, aveau ca punct de plecare serviciile de transport și depozitare deșeuri prestate de Dan Dantur Construct în beneficiul companiei de salubritate Câmpia Turzii. Pentru a stinge creanțele pe care Schuster Ecosal le avea la rândul ei față de Dan Dantur Construct, Dan Dantur Construct a cesionat creanțele pe care le avea față de compania de salubritate către Schuster Ecosal. Numai că Schuster Ecosal cere acum aceleași sume atât de la compania de salubritate Câmpia Turzii la Tribunalul Specializat Cluj, cât și în continuare de la Dan Dantur Construct la Tribunalul Specializat Mureș. Curat murdar, coane fănică. Dar când zvonurile circulă, orice este posibil. Acum Dan Dantur a făcut solicitare către Tribunalul Specializat Mureș să anuleze facturile emise de Schuster Ecosal în perioada în care nu a avut autorizație de mediu, dar cum spuneam, justiția tinde să încline, vrei nu vrei, balanța dreptății către cei de la Schuster din motive necunoscute și aflate încă la nivel de zvon. O, ce faceți? La... În baltă, yeah. A fost. Lăsați că nu-i rău. Eu vreau să mă duc până la asta, să văd ce dracu cu televiziunea asta. Că aia iar m-a sunat. L-a sunat pe Sandu, ful la Cluj. Ăla, na, mă zic că el a fost, că eu l-am trimis, că mea, am fost curios să mă duc până acolo. Eu mă duc numai să văd cu treaba asta, că nu știu ce se întâmplă, iar de face că cu bălăușerul, cu poveștile alea de că după 2 ani de zile sau cât trecut de atunci. Păi mai mult cred că a trecut, pe vreo 2 ani de când... Da. Că de ce am dus acolo, păi avem... că... Tot întrebări de aia de la ea, mă, oamenilor, păi da, dacă ne-a trimis patronii, ne-a trimis patronii. Pe nu știu, în brațe și gata, dar nu trebuie să ții minte ce am făcut. Ia vă stălați-l pe nu știu, în brațe, mort, o trimis. Și apoi îmi spune că eu cred, este și proces și în proces se va... Judecătorii sunt în măsură să iei decizia corectă. Ia, dar de-aia a văzut că Sandu a declarat că el a fost la... Că, nu știu, au fost de parcurs, de unde dracu să fi, le fi luată, pentru că la Prival, acum Prival au intrat în faliment, dar actile și tot le-au preluat Peter. Deci el a preluat toată firma asta, că la Prival știți cum păi, da, dar aia nu a mers la Bălăușer, că a mers la Sighișoara, a avut actă pentru Sighișoara. El au zis că a mers la Bălăușer. L-am întrebat după aia, dar zice, m-a întrebat că unde am făcut camionile, că am făcut la Bălăușer și i-am zis, Păi da, dar să arate actele. Am înțeles. Să demonstreze cu acte. Eu nu mai sunt acționară pentru că nu sunt scriptic acționară, pentru că fostul director nu a vrut să-și vândă acțiunile numai dacă mi le vând și eu. Că a zis că atâta timp cât sunt eu în firmă, el nu-și vinde acțiunile. Și atunci sunt curat. Nici eu trebuie să mi le vând și eu. No. Asta e. Aia nu mai e acționară pe hârtii. Am înțeles. Iar era o chestie, acum când ne-am închis la poliție, el au zis, da, noi avem aici dovezi, da, că au dovezi că sunt foi de parcurs la camioane care au fost la Bălăușeri. Dar ele nu le puteau avea numai de la Peter, dacă le aveau. N-a puteau să le aibă de la Sanda niciodată. Nici o Sanda, că aia nu mai intra... Așa au zis aia de la poliție? Aia de la poliție, că sunt documente... Și foie parcul. De la poliție? De la Târgu Mureș, da, atunci când a fost eu. Da.
Da, îi auzi că sunt documente depuse la ei, că te mă întrebau și ea, îmi puneau întrebările așa. Zice, nu vă jucați, treaba dumneavoastră ce răspundeți, aveți dreptul să răspundeți ce vreți. Eu vă pun întrebările dumneavoastră, răspundeți. No, și eu îi spuneam, dar de unde să știu eu? Zice, gândiți-vă că sunt aici acte depuse, foie parcurs și alte acte care s-au dus la Bălăușeri. No, dacă dumneavoastră le aveți, ce să vă zic eu mai mult dacă eram numai un angajat? Da, atunci el a încercat doar și pe mine că cu ce-a fost cu depozitul. Am depus mai mult și ce? Cu ce m-au făcut articole? Și luam bani și ce? Nu? Cu asta au fost articolele atunci. Parcă așa ceva. Nu. Și... Dar eu nu mă gândesc atât. Ăla a fost în instanță și instanța le-a ignorat. Le-a ignorat instanța? Desigur. Ați făcut treabă, asta e important. Da, păi am făcut treabă și am... De câte ori i-am... Că s-o săturat de la Garda de Mediu, de-a început să ne zică să ne dăm demisiile, să-mi dau demisia. Și te nu v-ați dat. Nu puteau să-și facă, să-și ducă la îndeplinire misiunea care o aveau. Am înțeles. Nu dai încolo. Da. Că la comisarul șef adjunct, îi soțul la o colegă de facultate de-a lui Cătălin. Am înțeles. No, și apoi eu crezut că dacă el îmi spune chestia asta, eu imediat pui botul. Am înțeles. No, asta e cu treaba lor. Eu mă gândesc că după 2 ani de zile nu mai pot ajunge la GPS-urile alea unde au fost mașinile, că au fost la Bălăușeri. Da, nu te vezi degeaba, că doar alea sunt registrate. Am înțeles, mă gândesc și eu. El le primea achile înapoi, că ăștia vineau cu achile înapoi, cu anexa 3, cu foaia de parcurs cu tot. Da. Să predau dimineața, că noi avem da, un mai... Da, eu cred că alea cred că le distruge, nu? Eu nu cred că le... Sau și poate, dar eu încerc să intru în containerul ăla, că trebuie să fie aici în spate. Da, alo? Alo, sărătumă, doamna Maria Stravan, Andreescu. Alo! Alo, bună ziua, am auzit? Da, da, am avut. Foarte slab. Ulă, da, nu știu de ce m-au auzit fără de slab, că vorbesc destul de tare. Doamna Frama, da? De la Tunul Manifest vă sun. M-au auzit? De unde? De la Tunul Manifest. Este un site de știri în Cluj. I-a închis. Alo? Alo, sărumâna, doamna Maria Stravam? Da. Ionuț Geană vă sună de la Cluj Manifest în legătură cu o investigație ce o facem pentru rampa de...